Spitalul Municipal Gherla a trecut de astăzi 1 iulie în administrarea primăriei. Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla, a declarat că este prea devreme pentru a vorbi despre implicațiile financiare și administrative, dar că toate procedurile necesare au fost deja demarate. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, Ministerul Sănătății va transfera începând de astăzi, 1 iulie, 12 unități medicale din județul Cluj către autoritățile locale și Spitalul Municipal Gherla se numără printre acestea. Managementul Spitalului Gherla a trecut de la 1 iulie conform legislației în vigoare la Consiliul Local Gherla. Consiliul Local a semnat protocolul de predare primire, urmând ca în continuare să stipuleze hotărârile viitoare cu privire la managementul spitalului la Consiliul Director și la Consiliul de Administrație. În rest, funcționalitatea spitalului continuă fără nicio altă problemă, a declarat Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla. Spitalul Municipal Gherla are 4 secții: ginecologie, obstetrică, interne, chirurgie și pediatrie.